În inima comunității locale din Comuna Chirnogi, primarul Ștefan Ion a participat la procesiunea anuală care a devenit un punct central al vieții spirituale și sociale a comunității din Chirnogi. Împreună cu viceprimarul Adrian State și un grup de consilieri locali, primarul se alătură cetățenilor Chirnogiului într-o manifestare profundă și încărcată de semnificație, organizată cu migală de preoții Adrian Postolea și Dănuț Ioniță. Evenimentul desfășurat în contextul celebrării Duminicii Ortodoxiei aduce în prim plan tradiția și credința creștin-ortodoxă, subliniind importanța lor în viața comunității. Cu toate că Chinnogiul este o comunitate rurală, participarea activă la această procesiune cu icoane, o practică îndrăgită și răspândită în orașele mai mari, evidențiază măreția și diversitatea culturală a locurilor mai puțin populate. Pentru primarul Ștefan Ion și pentru toți cei implicați, această manifestare reprezintă nu doar o ocazie de celebrare a credinței, ci și un moment de uniune și solidaritate în cadrul comunității, întărind legăturile dintre locuitorii orașului și arătând lumii întregi că tradiția și spiritualitatea sunt vii și puternice în fiecare colț al României.